Eram un tip care nu avea atâtea probleme cu spatele. Adică puteam să stau mai drept. Și mâncam, cred că foarte bine și fără să țin cont de absolut niciun fel de regim. Îmi doream să scriu, să devin scriitor, încă nu eram scriitor și îmi doream chestia asta în continuare undeva într-o cămăruță a creierului. Aveam această idee care mai ridica mâna din când în când. Și eram cu aceeași femeie cu care sunt și azi, într-o relație de iubire care continuă. Și cred că aveam aceiași prieteni pe care i-am și astăzi, doar că distanța dintre mine și unii dintre ei s-a mai mărit între timp. Probabil că citeam și cumpăram mai puține cărți decât fac în prezent. Cu siguranță aveam mai puține cărți decât am acum. Și cam atât. Cam atât pot să zic despre cum eram acum 10 ani. Între timp, în cei 10 ani de la care au trecut de la prima întâlnire cu important, s-au întâmplat destul de multe lucruri importante pentru mine. Am reușit să devin scriitor, în sensul că am reușit să debutez și chiar să am parte de o oarecare consacrare în peisajul ăsta cultural bucureștean, românesc. Am un copil care mi-a schimbat mult din felul în care percep timpul, responsabilitățile, relația mea cu restul lumii, pentru că cumva se reflectă relația asta pe care o am cu restul lumii și în ce face copilul meu și ce înțelege el despre lume. Am pierdut niște oameni, în sensul că au murit niște oameni și cred că pentru prima oară în viața mea am experimentat sau am înțeles ce înseamnă de fapt o despărțire definitivă și cât de dureroasă e și cum se sedimentează niște lucruri și se estompează niște informații pe care le ai despre o persoană dragă din familie. Iar asta m-a afectat cumva pe termen lung, adică mi se pare că după ce se întâmplă chestia asta, lucrurile nu merg decât pe o pantă descendentă în legătură cu suferința și cu pierderile. Și am crescut, cred că, nivelul anxietății între timp, în 10 ani de trăit printre oameni. Am devenit mai mizantrop. Și nu știu, poate că sunt mult mai precaut. Mi se pare că unul dintre lucrurile care a devenit importante este timpul. Am început să-l percep altfel și cumva timpul se traduce la momentul ăsta și prin distanță. Adică există o corelație între distanța dintre mine și ceilalți oameni, oameni dragi, care cumva se traduce în timp, adică cât timp mi-a mai rămas ca să acopăr aceste distanțe, să pot să trăiesc alături de oamenii ăștia niște lucruri mai departe. Și totuși,
pornind de aici, de la raționamentul ăsta, cred că cel mai important lucru în momentul ăsta pentru mine rămâne, de fapt, să am mai multă acceptare, să accept mai multe lucruri din lucrurile cu care mă confrunt, să le înțeleg mai ușor, acceptându-le, de fapt, și să le tolerez, să nu mă mai las rănit, cred, despre asta e vorba, când mă confrunt cu ceva, o chestie care mă afectează, și să accept zona aia și omul ăla sau starea respectivă. Odată asta mi se pare important și undeva la egalitate este iertarea. Să pot să iert mai ușor și mai mult. Pentru că am trăit foarte mult timp într-o zonă de asta în care cine greșea era greșit și cumva îmi era greu să trec peste o anumită barieră, adică mi era greu să iert, spre exemplu, un anumit gest sau o anumită vorbă. În general, cuvintele sunt foarte greu de uitat și de iertat. Și cred că asta mi-a rămas să fac și că asta este foarte important, să pot să iert mai mult. Eu nu mă aflu în punctul ăla, dar mi se pare că iertarea și acceptarea devin două lucruri foarte importante, fără de care cred că e greu să te suporți la un moment dat, peste și mai mult timp devin lucrurile și mai complicate. Asta cred. M-am gândit și la asta, ce am spus acum 10 ani. Și era o chestie legată de să fiu mai conștient de lucrurile pe care le fac, pentru că eram obsedat în perioada aia, țin minte, de că făceam greșeli destul de multe în diferite contexte și greșeala asta mi se pare că intervine atunci când te lași dus de val și nu ești atent la ce e în jurul tău. Nu știu dacă am reușit să fiu mai atent la ce fac, să fiu mai concentrat și la ce se întâmplă în jurul meu. Parcă asta am zis, nu mai știu sigur. Pe space, da? Slab, tati. Băi, ce slab eram, ce tânăr eram. Incredibil. Pentru mine e important să dau seama în fiecare moment al vieții mele de ceea ce trăiesc. Că am avut multe lucruri pe care am vrut să le fac și n-am fost conștient de momentele pe care le-am trăit, că aș fi putut să fac lucrurile alea mai bine sau mai prost. Asta înseamnă, într-un fel, să fii foarte conștient de ce se întâmplă în jurul tău și ce se întâmplă și cu tine. E o chestie destul de abstractă, dar cred că dacă reușești să-ți atingi punctul ăsta de self-conscious, te poate ajuta foarte mult în tot ce faci. Și mi-ar plăcea să fiu mai conștient de mine. Cât mai des. Mamă, 31 de ani. Eram destul de șmecher așa, știi? Fantastic. Mă întreb... O să le este. Da. O ia de la capăt. Mă întreb dacă n-ar fi trebuit să reușesc mai mult în viață, uitându-mă la cât de șmecher păream în filmulețul ăsta, știi? Că mi se pare că tipul ăsta e foarte diferit de mine acum. În sensul că părea mult mai sigur și mai așa, nu știu, relaxat sau
cu multă încredere în el, știi? Cu siguranță, cred că mult mai multă încredere. Și nu cred că proiectam despre în viitor nimic, știi? Cu adevărat. Decât niște chestii foarte abstracte, știi? Asta probabil că îmi doream cu scrisul, într-adevăr, să o dau, să ajung să scriu, să pot să public. Dar... da. Mi se pare foarte tare că remarc acum, cred că am mai văzut filmulețul la un moment dat, nu mai știu unde, dar n-am remarcat chestia asta, cât o oarecare aroganță, știi, și o nonșalanță în a declara chestiile astea și apariția mea, efectiv asta, poate, nu știu. Acum mă simt mult mai târșit așa prin viață, știi, și prăfuit, mi se pare că s-au depus tot felul de... Deși atunci aveai cu mult mai puține lucruri care să te lauzi, să zic așa, într-un sens banal al lui. Da, că normal. Stăteai pe, mai puține, pe realizări. Mai puține chestii. Mai puține realizări, da. Mai puține realizări. Adică nonșalanța asta și tupeul ăsta nu erau neapărat susținute de... Da, ceea ce înseamnă că realizările vin cu o greutate, nu? Care te apasă și te ține acolo. Da, sau poate că nu trebuie să căutăm cheia în realizări. Sau... Poate că e un mare miraj, de fapt. Da, nu cred, nu caut cheia în realizări. Mă uimește faptul că tipul ăsta nu este la fel de, cum să zic, autocompătimitor ca cel de astăzi, știi? Că mă simt aia, vine să mă vaic mai mult decât să mă laud, știi? Peste 10 ani, cu siguranță, cred că chestia asta cu timpul se va amplifica, în sensul că criza de timp se va mări. Bănuiesc că voi avea și mai multe pe cap, copilul mai mare va fi în prag, va fi în liceu, deci mă voi confrunta și cu mai multe probleme în zona asta. Să am un adolescent în casă, e ca și când avea o bombă. Așa mi imaginez, de fapt. Nu sunt sigur că e așa, dar așa mi imaginez că e. Și sper din tot sufletul să pot să iert cât mai mult și mai ales să-mi iert prietenii atunci când cred că ei au greșit față de mine. Și eu, la rândul meu, n-am să primesc genul ăsta de tratament. Dar, în primul rând, trebuie să o fac eu, pentru că simt uneori că nu fac destul chestia asta. Și când nu fac asta, parcă pierd ceva și pierd mai ales din timpul ăsta despre care vorbeam. Sper să nu am probleme cu colesterolul, cum am acum, peste 10 ani. Și să am mai multă încredere. Poate să revin cumva la încrederea pe care am văzut-o în filmulețul cu mine acum 10 ani. Asta ar fi, într-adevăr, asta ar fi, de fapt, un câștig. Un cuvânt pentru tine? La 51 de ani? Îți vrei să-ți transmiți ceva? Nu fi fraier. Ai încredere în tine. Sau sper că ai învățat măcar să ai încredere mai mult în tine.